Mergem astăzi mai departe în povestiri cu tâlc și înainte să mergem în textul propriu-zis, aș vrea să recapitulez 3-4 caracteristici ale predicilor prin pilde. De ce folosește Iisus atât de mult pilda ca canal prin care să ofere atât de multă și profundă învățătură? În primul rând, oferă claritate. Atunci când aduce în fața noastră o poveste, o ilustrație de viață cu care putem să ne identificăm, începem să vedem cum se clarifică adevărul fundamental. Apoi este foarte simplu, nu-i așa? Pentru că, din nou, aduce povestiri din viața reală, lucrurile sunt foarte simple, ușor de înțeles. Nu doar de ușor de înțeles, dar sunt și memorabile. Putem să ținem minte mai ușor învățăturile acelea profunde, ca mai apoi să le aplicăm. Așadar, a patra caracteristică este aplicabilitatea. Dovadă a acestor patru caracteristici, și sunt doar patru din multe altele, este felul în care în cultura noastră predominant creștină, chiar și în mediile necreștine, folosim zicale, folosim termeni pe care îi împrumutăm din pilde. Gândiți-vă, de exemplu, că atunci când te trezești că ești ajutat de către cineva din senin, fără să cunoști persoana respectivă, fără să te aștepți să fii ajutat, vei spune: de nicăieri a apărut un bun samaritean și m-a ajutat să fac cu tare lucru. Și folosirea acestei sintagme, un bun samaritean, pentru noi înseamnă, practic, ajutorul pe care nu-l aștepți și vine în ciuda faptului că de acolo n-ar fi trebuit să apară niciodată. Și folosim sintagma bun samaritean, care este o sintagmă biblică extrasă din pilda bunului samaritean, fără ca să știm de multe ori contextul lărgit al pildei bunului samaritean. Așadar, un ajutor surprinzător din partea cuiva la care te așteptai mai puțin, poate chiar necunoscut. Hai să vedem sursa acestui apelativ bun samaritean. Și vă invit să citim textul împreună din Luca 10, de la versetul 25. Un învățător al legii s-a sculat să-i spitească pe Iisus și i-a zis: învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iisus i-a zis: ce este scris în lege? Cum citești în ea? El a răspuns: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine ai răspuns, i-a zis Iisus. Fă așa și vei avea viața veșnică. Dar el, care voia să se îndreptățească, a zis lui Iisus: și cine este aproapele meu? Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare, se cobora pe același drum un preot și când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Dar un samaritean care era în călătorie a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de el, a legat rănile, a turnat peste el un de lemn și vin, apoi l-a pus pe dobitocul lui și l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos 2 lei, i-a dat hangiului și a zis: ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Sau pune pe card, dacă am fi în 2024. Care din aceștia trei ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Cel ce și-a făcut milă de el, a răspuns învățătorul legii. Du-te și fă și tu la fel, i-a zis Iisus. E bine, ce aș vrea să facem în dimineața aceasta, în minutele pe care le avem la dispoziție, este să ne uităm la întreaga relatare, nu doar la pilda propriu-zisă, apoi aș vrea să vedem cum se încadrează pilda în contextul respectiv, ca mai apoi să învățăm cum să aplicăm în viața de zi cu zi această pildă. Haideți să ne uităm puțin la poveste, la întregul dialog care are loc, pentru că pilda, așa cum o cunoaștem și o relatăm deseori, este un răspuns la o cascadă de întrebări la care Iisus este supus. Așadar, avem practic două dialoguri pereche, iar pilda propriu-zisă este răspunsul la a doua întrebare. Așadar, mai întâi, un învățător al legii, cu alte cuvinte, un expert, dacă veți, are o întrebare fundamentală.
Interesant este că dacă ne uităm în text, vom vedea că scopul este foarte interesant definit, ca să-l ispitească. Și dacă ne uităm în Noul Testament, vom vedea cum Iisus este pus față în față, deseori cu întrebări, cu scopuri diferite, și deseori Iisus răspunde cu o altă întrebare, la fel cum este tiparul și din dimineața aceasta. Un fruntaș l-a întrebat, ce trebuie să fac să moștenesc viața veșnică? Luca 18 cu 18. Luca 20 cu 21, iscoditorii l-au întrebat, se cuvine să dăm bir cezarului sau nu? Ioan 8 cu 5, Moise lege ne-a spus să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu dar ce zici? Observați cum deseori Iisus este pus față în față cu învățătorii legii care știau în detaliu legea și se întâlnesc cu Iisus și pun niște întrebări în domeniile în care ei ar trebui să știe răspunsurile. Așadar, prima întrebare pe care o vedem adresată este ce trebuie să fac pentru a moșteni viața veșnică? Dacă nu ne uităm la scopul întrebării să-L ispitească pe Iisus, ai zice, este o întrebare fundamentală. Ce bine că a întrebat! Adică dacă ne-am întâlnit cu un necredincios pe stradă și prima lui întrebare ar fi, te văd că vii de la biserică, eu ce să fac să am viață veșnică? Te-ai gândit, de când aștept întrebarea asta? Thank you very much? Răspunsul scurt sau lung? Pentru că ai în sfârșit șansa să oferi Evanghelia. Însă noi știm că scopul adresării întrebării este să-L ispitească pe Iisus. Numai decât învățătorul acesta știe ce trebuie să moștenească viața veșnică, dar bănuiala mea este că n-are destulă siguranță. Sau vrea să vadă Iisus ce spune. Gândiți-vă că toți învățătorii legii, toți evrei știau că Vechiul Testament promite viața veșnică. Promite o împărăție veșnică. Doreau să trăiască acolo, problema era că nu prea știau cum să trăiască aici. Și erau așa de absorbiți de viața viitoare, încât uitau cum trebuie să trăiască în viața de aici. Oare nu cumva pilda răspunde chiar la problema asta? Deseori, evreii se bazeau pe iudaismul lor, pe circumcizia lor, pe ceremoniile, pe tradițiile, pe tot ceea ce înseamnă o siguranță a vieții veșnice promise, și totuși s-ar putea să existe un sentiment săcăitor. Ce să fac să moștenesc viața veșnică? Observați răspunsul dat de Iisus. Ce e scris în lege? Ție ce-ți spune lege? Ești un învățător al legii, știi, ești expert. Hai să vedem cât ai fost de atent când ai citit legea. Ce este scris acolo? Ce-ți cere ție Dumnezeu? Cu alte cuvinte, Iisus îi spune, voi o recitiți, o recitați de două ori pe zi. Sunteți atât de afundați în legea asta încât n-ar trebui să avem probleme. Și apoi vine și Iisus, se referă la citirea pe care o fac evrei de două ori pe zi, o recitare a sumarului întregii legi. Și punctează faptul că prima parte a legii are de face de relația omului cu Dumnezeu, a doua parte a legii are de face cu relația omului cu oamenii. Așadar, dragostea aceasta pentru Dumnezeu și pentru oameni însumează tot ceea ce trebuie să faci să ai viață veșnică. Problema este că acest învățător știa deja lucrul acesta. El a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Citare, mot a mot, a lui Deuteronom 6 cu 4 și 5, Levitic 19 cu 18. Așadar, cunoștea legea. Iisus îi spune, ai răspuns corect. Acesta este rezumatul întregii legi. Și citează tot din legi, Levitic 18 cu 5. Fă aceasta și vei trăi, adică vei avea viața veșnică despre care tu acum mă întrebi. Ei bine, în momentul ăsta ar trebui ca acest învățător al legii să fie sincer. Aici ar trebui să vină și să zică, uite care e problema. Eu nu pot să trăiesc în felul ăsta. Eu nu mă pot ridica la standardele astea. Poate că pe Dumnezeu îl iubesc bine, dar cu aproapele meu nu-s chiar așa bine. Ar fi trebuit să înceapă să își facă un fel de mea culpa, să înceapă cu neputința. Eu nu pot să iubesc pe toți oamenii din jurul meu sau pe aproapele meu ca pe mine însumi, pentru că mie îmi dau tot ce e mai bun. Toată atenția e focalizată pe mine. Eu sunt cea mai importantă persoană din viața mea. Nu există nimeni ca mine. Cred că asta ar fi trebuit să fie răspunsul corect. Însă îneacă focul convingerii ăstea cu o mândrie îndreptățită, dacă vreți. Și înainte să mergem mai departe, gândiți-vă la ce face Iisus. Pentru că Iisus nu-l întreabă, dar sinagoga voastră ce spune cu privire la ce m-ai întrebat tu?
dar rabinul vostru, dar păstorul vostru, dar confesiunea ta, nu. Totul este adus la cuvântul de Dumnezeu. Ce spune legea? Pentru că înveți, îi înveți pe alții. Și aici vine justificarea sau îndreptățirea, întrebarea a doua. Dorind să se îndreptățească, observați, din nou scopul, dincolo era dorind să-l ispitească, aici dorind să se îndreptățească, întreabă a doua întrebare. Și cine este aproapele meu? Deși răspunsul inițial al învățătorului legii este marea poruncă și o citează corect, Iisus vine și spune, fă așa, el vine și zice, stai. Stai că există o ieșire. Citesc aici un cinism. Adică, da, trebuie să-L iubesc pe Dumnezeu, trebuie să-L iubesc pe aproapele meu, dar ia spune-mi tu mie cine e aproapele meu. Și observați cum, practic, îl prinde oarecum la colț pe Domnul Iisus și îl face să-i dea un răspuns care să-l îndreptățească pe el. Nu toată lumea se califică la fiind aproapele tău. Există o listă specifică și scurtă pe cine trebuie să iubești ca pe tine însuți. Hai să vedem dacă reușim să definim cine e aproapele tău, astfel încât tu să zici, da, pe astea le fac. Aici vine îndreptățirea. Dar observați că el trece peste partea cu Dumnezeu, să iubești pe Dumnezeul tău. Cu alte cuvinte, în mândria lui zice, cu Dumnezeu n-am o problemă, pe el îl iubesc suficient de bine. Problema este cu cine este aproapele meu, că și pe aproapele meu îl iubesc, dar vreau să vedem dacă cădem de acord cine este aproapele meu pentru mine. Și aici văd cinismul, pentru că, practic zice, eu i-am verificat pe toți oamenii. Și pe unii iubesc și pe alții nu iubesc. Pe aia care iubesc, aia sunt aproapele meu, eu am definit deja. Tu doar ce zici? Și Iisus ar fi putut să-L lase acolo, în mândria Lui îndreptățită. Însă povestea, și aici începe să fie captivantă, pentru că aici vine, practic, ilustrația care îl pune pe gânduri pe el și audiența care mai asculta pilda respectivă. Și Iisus ia din nou cuvântul și zice, un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. Cu alte cuvinte, cobora fizic, geografic, de la o înălțime la o altă înălțime, un drum de vreo 20 de kilometri, și acolo omul acesta este jefuit, bătut, dezbrăcat și lăsat inconștient pe marginea drumului. Și nu cred că era o ilustrație șocantă până aici. Adică, pe un drum periculos, între Samaria și Iudeea, aveai șansa să vezi oameni de genul acesta. Așa că vine și oferă contextul respectiv. Problema este că în această ilustrație apar pe rând trei categorii de oameni, preot, levit și samaritian, și fiecare reacționează diferit față de cel pe care îl văd pe marginea drumului. Gândiți-vă puțin la context. De ce este important cum este lăsat omul ăsta pe marginea drumului? L-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravân, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Contextul este interesant pentru că în funcție de cum era îmbrăcat sau ce accent folosea, un om putea să fie identificat cu o funcție sau cu un popor. Cu alte cuvinte, preoții vorbeau ebraică. Țăranii vorbeau deseori aramaică. De-a lungul coastelor încă se vorbea fenicianul antic, în nord se vorbea greaca, funcționarii guvernamentali vorbeau și greaca și latina. Cu alte cuvinte, dacă reușeai să scoți de el două vorbe, puteai să știi cu cine ai de-a face. Dacă el este și dezbrăcat, nu pot să văd nici felul în care este îmbrăcat, adică sărac, bogat sau din ce parte a țării. Cu alte cuvinte, când trec pe lângă omul ăsta, eu nu am acces la informațiile esențiale să știu dacă vreau să-l ajut sau nu. Și problema este cu dacă vreau să-l ajut sau nu. Așa că, omul ăsta fiind inconștient, gol, dezbrăcat, nu-l poți auzi vorbind, nu-l poți vedea din ce stat provine, este doar un paria pe marginea drumului. Prin urmare, când vine preotul, probabil că ar fi reacționat puțin diferit dacă ar fi purtat omul respectiv încă haina preoțească. Ăsta e unul de-a meu. Cum să nu-l ajut? Când vine levitul, dacă era îmbrăcat câtuși de puțin, s-ar fi apropiat de el să-l ajute oarecum. Sau dacă am fi văzut niște haine scumpe pe el, te-ai fi apropiat de el pentru că știi, îl ajut, își revine și mă răsplătește pentru binefacerea asta. Dar observați, nu există niciun indiciu vis-a-vis de statutul social al omului de pe marginea drumului, așa că și preotul și levitul trec mai departe. Și vine samaritianul. Și contextul, și nu o să stăm foarte mult aici, ne spune foarte clar că există niște diferențe profunde între iudei și samariteni.
Una dintre diferențele profunde este faptul că samaritenii în Samaria și-au construit un propriu templu la Gerizim ca ei să se închine separat de iudei. Atât de mare era distanța între ei. Ei credeau doar Tora, nu mai credeau nimic altceva din Vechiul Testament. Disprețul între cele două popoare era profund și nemai întâlnit. Haideți să facem o ilustrație, să vedem în zilele noastre cum ar fi. Și m-am tot gândit cum să facem să nu jignim pe nimeni. Greu. Un om era în șanț, dezbrăcat pe strada Frunzișului. Un pastor baptist trece pe lângă el. Dar era în drum spre o întâlnire de prânz. Așa că trece pe lângă el și merge mai departe. Jumătate de oră mai târziu trece un preot ortodox. Și el se grăbea la o altă întâlnire. Dar puțin mai târziu, un imam musulman a venit pe acolo. Sau un militant ateist a trecut pe acolo. Și puneți dumneavoastră acea persoană pe care noi ca și popor o ținem la distanță. Să fi fost un activist pentru LGBTQ? Observați cum, dacă încercăm să aducem în zilele noastre exemplu ăsta, s-ar putea să începem să înțelegem diferențele culturale între evrei și samariteni. Și acest om, departe de cultura și valorile noastre, se apleacă și îl ajută pe omul ăsta. Și nu doar că îl ajută, dar ați observat când am citit textul, diferența? În primele versete, când vine vorba despre preot, ni se spune că din întâmplare se cobora pe același drum un preot. Un levit trecea și el prin locul acela, dar un samaritean care era în călătorie a venit în locul în care era el. Oare nu cumva îl văzuse de la distanță, a auzit un geamăt undeva după o stâncă și s-a dus să caute, a venit în locul în care era el. Așadar, există o căutare a problemei, dacă vreți, o căutare a identificării problemei specifice. Și merge și îl vede. Dar nu doar că îl vede, dar începe să se atingă de el. El, samariteanul disprețuit, se apleacă și îngrijește rănile. După ce îl îngrijește ca să poată să-l ducă mai departe, îl pune pe animalul lui, merge până la un han, caută hanul respectiv, negociază cu proprietarul, uite, stăm aici, a doua zi după ce îl îngrijește, zice, orice ar mai fi nevoie, plătesc eu. Știți ce e interesant? Că acolo nu e doar generozitate, ci este și strategie, dacă vreți. Știți de ce? Pentru că în cultura respectivă, dacă s-ar fi strâns bani prea mulți pentru îngrijirea omului muribund, când își revenea omul, dacă nu era în stare să plătească datoria, trebuia să se ofere pe sine ca sclav. Cu alte cuvinte, ce face samariteanul ăsta este că îl plătește prețul ca omul ăsta să rămână liber. Necunoscându-l pe om, neștiind dacă poate sau nu poate să răsplătească. Omul te deținea fiindcă erai dator și el nu vrea să lase să se întâmple așa ceva. Care e aplicația noastră personală? Încotro să mergem cu exemplele astea care sunt atât de radicale pentru mulți dintre noi. Și stăm deseori și dacă stăm să ne gândim când noi am trecut pe lângă un om în nevoie, cum am reacționat? Încă avem cerșetori în România. Nu e așa că cântărim, dacă îi dăm bani doar încurajăm cerșitul. Dar el ia banii și de la altcineva. Apoi vedem oameni beți căzuți în șanț. Asta e. Dacă bei, ajungi în șanț. Îl iau, îl îngrijesc, tot acolo ajunge. Și ce vreau să fac este să exemplific felul în care deseori nouă ne pasă mai mult de consecințele ajutorului nostru decât de consecințele pentru omul ajutat de ajutorul nostru. Stăm și ne calculăm mișcarea, investiția, uitând că omul contează mai mult decât cheltuiala noastră. Există un citat
celebru al lui Margaret Thatcher, care zice: nimeni nu și-l-ar aminti pe bunul samaritean dacă ar fi avut doar intenții bune. El avea și bani. Și cum sună asta unei biserici din Cluj? Hai să trecem de la trimitem rugăciunile noastre. Să trimitem ajutorul nostru. Și cred că facem lucrurile astea destul de bine ca și comunitate. Hai să le facem și ca și indivizi. Și vine Iisus cu întrebarea: care din acești trei ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Și interesant cum vine răspunsul învățătorului, expertului legii, care vine și spune: cel ce și-a făcut milă de el. Și există atâta substanță în răspunsul acesta, pentru că răspunsul acesta arată ce anume te califică să fii aproape. Și doi, evită și aici să rostească cuvântul samaritean. Nu vine și ce, pentru că textul vine și ce, un samaritean. Trebuia să fi zis, păi samariteanul. Noi așa am fi spus, samariteanul. Dar vine și ce, nu, cel căruia i s-a făcut milă. Iisus nu zice cine era aproapele celui căzut în șanț, ci el întreabă cui trebuie să-i fii tu aproape. Cu alte cuvinte, tu trebuie să-i fii aproape celui ce are nevoie să-i fii aproape. Hai să mergem către implicații. Hai să vedem cum aplicăm sau ce aplicăm vieților noastre astăzi în Cluj. Sau oriunde ne ascultați pe internet. În primul rând, scopul pildei nu merge direct în direcția aceasta, dar pornește de la viața veșnică. Țineți minte că întrebarea de la care pornește tăvălugul care ne duce la pilda asta este: ce trebuie să fac să moștenesc viața veșnică? Așa că primul lucru pe care aș vrea să-l învățăm este că viața veșnică este într-adevăr moștenită, nu câștigată. Suntem atât de captați de povestea în sine încât uităm că dezbaterea are de a face cu viața veșnică. Și tema vieții veșnice apare des în Scriptură. Despre asta e Scriptura. Însă ce vedem noi în pilda aceasta este aceea, dacă vreți, nu știu dacă există cuvântul, pretențiozitate. Am pretenția, mi se cuvine viața veșnică, de aceea trebuie să mă îndreptățesc, de aceea trebuie să mă justific, întrebându-te cine e aproapele meu, pentru că eu îl iubesc și pe Dumnezeu și iubesc suficient de mulți oameni. Hai să redefinim aproapele, fiindcă eu am viața veșnică și o merit, spune învățătorul legii. Și prin felul în care Iisus ne dă pilda asta, ne spune că viața veșnică nu se câștigă, se moștenește. Nu ne calificăm pentru a moșteni viața veșnică, ea ne este oferită de Iisus Hristos. Și singurul bun samaritean suprem este El, Iisus Hristos. Pentru că El a venit dezbrăcat, disprețuit, bătut, ca să plătească prețul nostru și orice ar mai fi nevoie, ca să rămânem liberi. Nu-i așa? Al doilea lucru pe care aș vrea să-l punctez este că fiecare om e la fel de valoros în ochii lui Dumnezeu. Ce se întâmplă cu preotul și cu levitul care trec nestingeriți pe lângă omul ăsta căzut în șanț pe marginea drumului, este că ei calculează valoarea omului și lor le dă zero. Nu trebuie să mă opresc aici. Însă ce ne arată Domnul Iisus Hristos prin această pildă este că toți oamenii sunt la fel de valoroși în ochii lui Dumnezeu. Dacă vreți, putem să folosim pilda asta ca să luptăm împotriva rasismului. Era un rasism între evrei și samariteni, dacă vreți. Dacă vreți, putem să punem acolo un român a trecut și a coborât de acolo un rom. Sau luați, dacă vreți, și puneți diferențele astea culturale profunde și să vedeți cum Dumnezeu zice: astea nu contează. Pentru că oamenii sunt la fel de valoroși și rănile oamenilor au nevoie de îngrijire imediată. Toți oamenii sunt creați cu o valoare sacră și merită să fie tratați în consecință. Hai să o schimbăm. Sângele lui Hristos a curs pentru toți oamenii, indiferent de rasă, etnie, categorie socială, venituri și influență. Nu știu dacă ați observat, dar după versetul 33 este o cascadă de verbe. Pe măsură ce călătoria, samariteanul a venit în locul în care era el și vedem o prezență fizică acolo. Când l-a văzut,
s-a apropiat de el, există compasiune, simpatie, dacă vreți, o conexiune emoțională. Apoi s-a dus la el, i-a bandajat rănile, vedem că există îngrijire medicală. Apoi l-a așezat pe animalul lui și l-a dus până la han, există transport, există adăpost. Apoi a doua zi a scos 2 lei și a plătit hangiului pentru orice alte fel de cheltuieli. Există ajutor financiar. Și observați cum Iisus folosește un samaritean pentru a împărtăși nu numai demnitatea de care avem nevoie toți oamenii, dar și îngrijirea de care avem nevoie toți. Și aici aș vrea să ne întrebăm, fiecare dintre noi, cum, de ce și pe cine decidem să ajutăm? Și toate astea depind de ce înțelegem prin aproapele nostru. Și haideți să vedeți ce spune Tim Keller despre cum decidem cine este aproapele nostru. Și el spune așa. În mod instinctiv, avem tendința de a limita pentru cine ne străduim. O facem pentru oameni ca noi și pentru oameni care ne plac. Iisus nu va accepta așa ceva însă. Descriind un samaritean care ajută un evreu, Iisus n-ar fi putut găsi o modalitate mai puternică de a spune că oricine are o nevoie, indiferent de rasă, politică, clasă socială și religie, este aproapele nostru. Nu toată lumea este fratele sau sora ta în credință, dar toată lumea este aproapele tău, iar tu trebuie să-ți iubești aproapele. Și asta ne arată cât de selectiv suntem atunci când ne oferim ajutorul. În lumina asta, întrebarea fundamentală nu este cine este aproapele meu, ci pe cine trebuie să iubesc. Cât de radical de contextul nostru cultural, nu-i așa? Hai să mergem la al treilea lucru pe care aș vrea să-l învățăm, și anume, religia mecanică nu ține loc de relație autentică. Și lecția din pildă este despre pericolul ca de religia să devină mecanică. Acest învățător al legii, expert, avocat, profesor, ce vezi dumneavoastră, studia Vechiul Testament și îl știa în detaliu, știa cum trebuie să fie aplicat, știa cum se confruntă cu cultura romană în care trăiau, cu istoria Israelului, toate detaliile astea le știau. Însă religia lui era una mecanică și operațională. Fă asta, crede asta, o să obții asta. Dacă vreți, păcatul primilor doi, al preotului și al levitului, era păcatul prin omisiune. Nu ce știau, ci ce nu au făcut. Și deseori ne gândim la păcate ca fiind ceva ce facem. Iată că aici este un păcat despre ce nu facem. Iisus ilustrează prin pilda asta faptul că o persoană poate fi în exterior foarte religioasă și în interior să fie rece și goală. Pentru că ei trec pe lângă omul care strigă de nevoie. A patra aplicație. Greu de digerat. Binecuvântarea dușmanilor noștri nu este o opțiune, ci o obligație. Observați cum sunt puse în context samaritenii și evrei și n-am petrecut mult timp să definim dușmânia dintre cele două popoare. Și când Iisus vine și vorbește unor evrei și le dă exemplu de bună practică pe un samaritean, ne ilustrează exact lucrul acesta. Nu numai că îl demnizează, îi oferă demnitate samariteanului, dușmanului populației evreiești din acea vreme, dar împărtășește faptul că urmașii săi trebuie să aibă inima celui care binecuvintează pe dușmanii lor. Cum să ne binecuvântăm dușmanii? Nu trebuie să ne gândim decât la ultima ceartă pe care am avut-o și cum i-am binecuvântat pe cei cu care ne-am certat. Dar noi nu ne certăm. Hai să ne rugăm pentru ei. Hai să iubim și să iertăm. Hai să căutăm modalități de a ne demonstra dragostea noastră pentru ei prin ceea ce facem pentru ei. Și hai să vedem că și aceia cu care avem divergențe sunt la fel de iubiți de Hristos și pentru ei a curs sângele lui Hristos. Și mă întorc la ultimul punct care are de-a face oarecum cu acea îndreptățire. Și repet în mare parte primul punct, și anume, viața veșnică nu se moștenește prin propriile puteri. Cu alte cuvinte, ce ne arată Iisus este că nu putem să facem ceva. Trebuie să fim cu inima transformată ca să ajungem în locul acela.
Pentru a fi ridicat din împărăția întunericului în împărăția luminii, nu este vorba despre ceea ce facem sau putem face, ci este vorba despre ceea ce a făcut El pentru noi, ca noi să putem ajunge acolo. De aceea Iisus este bunul samaritean, care vine și face ceva de nemai întâlnit și nemai auzit. Cu greu am putea să facem și noi ceea ce face El. Însă interesant cum se încheie pilda. Interesant că după ce Iisus oferă răspunsul printr-o pildă nemai întâlnită, nemai auzită, ipotetică, cu doșmanul evreilor care este dat ca bun exemplu, Iisus vine și zice: du-te și fă la fel. Și întrebarea care te frământă este: oare o fi făcut? Dar oare eu, dacă auzeam exemplul ăsta, aș fi făcut? Du-te și fă la fel. Cu alte cuvinte, cum arată un bun samaritean? În primul rând, observă și identifică nevoile celor din jur. În al doilea rând, arată compasiune pentru cei din jur. Trece de la emoție la fapte, pentru că fără fapte degeaba simțim. Nu ajută selectiv și preferențial. Și face sacrificii care îl costă. Și toate astea se întâlnesc în text, în acțiunile lor. Însă toate au de-a face cu dovada unei inimi schimbate. Și aceasta, sau și aceasta, este dovada inimii schimbate de Dumnezeu. Și vreau să închei tot cu un citat. Un citat care arată felul în care gândește un om cu inima și cu mintea transformată. Martin Luther King Jr. spune în felul următor: prima întrebare pe care au pus-o preotul și levitul au fost: dacă mă opresc să-l ajut pe acest om, ce se va întâmpla cu mine? Dar bunul samaritean a inversat întrebarea și spune: dacă nu mă opresc să-l ajut pe acest om, ce se va întâmpla cu el? Când încetezi să te mai gândești la tine și începi să te gândești la cei din jurul tău, s-ar putea ca inima să-ți fie transformată. Hai să încheiem cu rugăciune. Doamne, îți mulțumim că nu ne-ai lăsat nouă vreun merit pe care l-am putea avea ca să avem viața veșnică. Și te rugăm frumos, adune des în minte întrebarea: dacă avem viața veșnică? Și adune cu ochii ațintiți către tine și către jertfa ta, care ne-ai căutat, ne-ai găsit, ne-ai îngrijit rănile și ai plătit totul ca noi să fim liberi. Dar, Doamne, am vrea să ilustrăm dragostea Ta pentru noi prin felul în care noi îi iubim pe alții. Și, Doamne, când suntem înconjurați de o cultură atât de individualistă, a confortului, învață-ne să mergem din drumul nostru ca să-i ajutăm pe cei din jurul nostru. Doamne, învață-ne să iubim pe aproapele și, Doamne, învață-ne să vedem aproapele în oamenii care au disperată nevoie de ajutor. E binecuvântat cu atâta bunăstare, Doamne, ca biserică, ca familie. Învață-ne, Doamne, să arătăm dragostea Ta cel din jurul nostru, inclusiv cu ceea ce ne-a dat-o. Și, Doamne, când paginile Scripturii încheie o pildă cu du-te și fă și tu la fel, strigă la noi prin puterea exemplului. Nu ne lăsa, Doamne, să înnăbușim exemplul ăsta. Din grabă și din neatenție. În numele Domnului Iisus, îți mulțumim și te binecuvântăm. Amin.